colegilor mei la mulți ani, pentru că cel puțin noi suntem pentru prima dată anul acesta la Bacău. Mă bucur de fiecare dată să vin în județul Bacău și în municipiul Bacău, pentru că în ultimii 17-18 ani, nici nu mai știu, am fost de multe ori, am făcut multe lucruri bune, unele nu le-am făcut bine, dar oricum, din fericire, sper că cele bune să fie mai multe decât cele nerealizate. Așa cum știți foarte bine, am pornit un nou proiect, Pro România, în care încercăm să aducem noi ceea ce am fost învățați, o parte dintre noi la PSD sau guvernul 2012-2015, și anume profesionalism și competență guvernamentală. În al doilea rând, ca să păstrăm o direcție a României în care noi toți credem, și anume noi suntem pro-România și ținem cu România, dar suntem și pro-Europa, pentru că e bine pentru România să fie în Uniunea Europeană, și cei aflați aici la masă pot să vă spun în mod concret ce subvenții primim de la Uniunea Europeană pentru agricultură, ce bani am obținut chiar dacă nu cheltuim pentru spitale regionale, ce am câștigat din punctul de vedere al fondurilor europene, fonduri structurale. În al treilea rând, pentru că cei mai mulți de aici de la masă, spun cei mai mulți ca să vă explic imediat diferența, suntem și o să rămânem social-democrați. Noi chiar credem că România are nevoie de politici social-democrate, dar ceea ce e la fel de important este faptul că în guvernarea 2012-2015 am aplicat măsuri liberale în economie, în așa fel încât inițiativa privată, investiții, dezvoltare, după care am avut bani pentru măsuri sociale, salarii și pensii. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă și suntem toți dezamăgiți de faptul că, din păcate, la PSD, ați văzut, nu mai decid PSD-iștii și nu mai se fac politici social-democrate. Sunt câțiva oameni care n-au legătură cu social-democrația și decid tot. Din păcate, nici în partea cealaltă, în opoziție, nu este nimic mai bun. PNL-ul hibernează, noi suntem opoziția. Pro-România suntem, de fapt, opoziția. Am pornit de pe 3 ianuarie la muncă, pentru că suntem un partid nou și la început și avem foarte mult de muncit la partea de organizare. Vreau să aducem lângă noi cât mai mulți oameni cu experiență, dar și oameni noi care nu au mai făcut politică. Și întâmplător sau nu, am lângă mine, în partea dreaptă, reprezentantul nostru la doamna Tofan în Bacău, care vreau să arate că acolo unde organizațiile noastre sunt coordonate de femei, există mai multă seriozitate și mai multă aplicare către lucruri foarte concrete. Și de asemenea mă bucur foarte tare să îl am și mai în dreapta pe domnul senator Adrian Țuțuianu, pe care îl cunoașteți. Am fost colegi atâția zeci de ani în PSD. A fost un om alături de care am muncit în campanii. Am câștigat bătălii importante. A fost ministru al apărării și, pentru că a deranjat interesele domnului Dragnea, a trebuit să plece și din minister și din PSD. Și sper sincer ca experiența pe care o are, lucrurile importante pe care le-am reușit împreună, să le facem, să le facem mai departe. Mai vreau doar să fac două precizări. Să spun că pentru Parlamentul European, Pro-România va propune niște candidați care vorbesc limba engleză, au cunoștințe deja avansate, sunt cunoscuți pe plan european. Eu voi fi pe primul loc pe lista Pro-România, pentru că vreau să transfer toată notorietatea pe care o am și vreau ca toată lumea să știe că sunt pro-România, însă nu voi merge la Bruxelles. Voi rămâne în Parlamentul Românesc. Practic, Corina Crețu, care e pe locul, va fi pe locul 2 pe listă, e primul nostru europarlamentar. De asemenea, și ceilalți care vor fi pe listă sunt oameni pe care îi cunoașteți și care se pot bate pentru România. Sper că cele bune să fie mai multe decât... Asta cred că sunt eu, nu? Mulțumesc că mă reamintiți ce am spus. Normal că mi-a pierdut ideea acum, dacă m-ați... Nu, stai, că știam că vorbeam despre Parlamentul European. Până atunci însă,
De fiecare dată în Parlament suntem 15 deputați, acum un senator, dar vor mai veni alături de noi, deputați, senatori. Vreau să încercăm să oprim lucrurile care merg prost și pe care putem să le oprim. O să vă dau doar 3 exemple. Primul, de interes general. După cum știți foarte bine, din păcate, la 1 ianuarie, pensiile au fost înghețate în România. În schimb, continuă să crească indemnizațiile demnitarilor. Și ăsta e un lucru, pe lângă faptul că nu-i deloc social-democrat, dar nu e un lucru nedrept. Am făcut amendament la legea pensiilor, ne-a fost respins, însă vom face amendament la legea bugetului, în așa fel încât pensiile să poată fi indexate măcar cu rata inflației. Al doilea lucru. Bacău este un județ cu un potențial economic extraordinar. Ultimele, haosul care este în partea fiscal-bugetară, ordonanța asta a disperării pe care au dat-o în 30 decembrie și care se pare că nu-i ajută, tot nu reușesc să facă bugetul și să închidă bugetul pe anul trecut, este o lovitură uriașă pentru mediul de afaceri din Bacău. S-au spus că s-a pus taxă pe bănci, că băncile străine sunt rele, deocamdată singura bancă extrem de lovită e Banca Transilvania, banca românească. Dar mai departe, băncile străine, care nu vor pierde nimic, vor crește costurile pentru firmele românești care se împrumută. S-a vorbit de firmele din energie pe care le impozitează Vulcov cu Teodorovici. Deocamdată prima companie pusă aproape în genunchi este compania energetică Oltenia, care e a statului român. Celelalte firme străine vor pune factura pe care veți plăti în februarie aceste taxe. La telecomunicații, la fel. Companiile de telefonie veți găsi în luna februarie în factura de telefon, de internet, respectivele taxe. Impredictibilitatea, instabilitatea fiscal-bugetară este cel mai rău lucru care se poate întâmpla pentru firmele românești și asta încercăm prin amendamentele pe care le facem în Parlament să oprim. La fel, partea de fonduri europene. Corina Crețu, mă bucur că va candida la noi să avem în continuare oameni care au lucrat în fonduri europene, care știu ce se întâmplă și vreau să cred că reușim să facem noi ceea ce nu reușește să facă guvernul. Mai sunt multe alte lucruri. Cu siguranță aș vrea să vorbesc despre Bacău. Spuneam că am început lucruri bune și nu le-am terminat. Unele nu neapărat din vina mea sau a noastră. Țin minte că am fost guvernul care a alocat bani pentru finalizarea spitalului municipal și am înțeles că banii sunt tot acolo. Nu i-a cheltuit nimeni de 3 ani sau de 4 ani. L-am întrebat pe primar, banii sunt tot acolo și nu pot fi cheltuiți pentru că nu se rezolvă problemele juridice. Am fost extrem de fericit atunci când cel mai important proiect pentru municipiul Bacău și pentru județ, pentru Moldova, și anume centura Bacăului, a fost finanțată. Știu că s-a pornit cu o firmă prost, s-a reziliat contractul, acum s-a semnat. Doamne ajută să se apuce odată de lucru. Ce să zic? Să zic că îmi pare rău că nu s-a pornit de la început așa. În urmă, directorul din vremea mea al CNADNR-ului și azi același director. Deci, dacă a greșit, bine că și-a îndreptat greșeala. Eu sunt fericit că am asigurat finanțarea și sper să fie gata cât mai repede, pentru că municipiul Bacău se sufocă fără centură. Păcat că e mai târziu. Putea să fie mai repede dacă procedam de la început sau dacă făceam după aceea a doua licitație mai repede. Sunt multe alte lucruri pe care le-am început. Vreau să spun că, încă o dată, mediul de afaceri din Bacău este extrem de important. Știu că aveți la Bacău și felicit cea mai dinamică companie cu capital românesc. Sper să reziste în continuare, pentru că dacă se mai schimbă de 100 de ori legislația, se mai pun 100 de taxe, probabil că vor vinde la o firmă străină și cu asta am terminat cu companiile românești. Vă răspund la toate celelalte întrebări. Vreau în mod special să rog pe Adrian Suțuianu, pentru că e prima dată cu noi la o conferință, după care și Daniel și Nicu, Sorin Iacoban este colegul nostru de la secretar general adjunct pe regiune. Gazdele noastre le aveți aici zi de zi și sper să se apuce să continue ceea ce au început ca muncă în perioada următoare. Adrian, te rog frumos. Da, mulțumesc mult, Victor. Întâi de toate, bună seara. Mă bucur să iau parte la această conferință de presă.
Este prima zi în care sunt alături de echipa Pro-România, după ce am meditat îndelung cu privire la parcursul politic pe care să-l urmez. Mai întâi de toate, cred că știți din presă, că din presa centrală, că sunt într-o situație litigioasă cu Partidul Social Democrat, dar am apreciat că 2 ani de zile din viața mea, pierduți în litigii care pot să ducă nicăieri, ar fi prea mult și că este cazul să mă alătur unui proiect politic nou. Nu m-am dus aiurea, am venit alături de Pro-România din 2 motive. În primul rând pentru că am avut, în calitate de președinte de organizație, dar și de președinte al Consiliului Județean, o relație excelentă cu Victor Ponta. Am condus Consiliul Județean Dâmbovița cu rezultate foarte bune, dar și cu un sprijin deosebit pe care l-am primit din partea Guvernului României, condus atunci de Victor Ponta. De asemenea, la această masă sunt oameni cu care am lucrat, și cu Bănicioiu, mi-a fost de un real ajutor în activitatea mea, Daniel Constantin, de asemenea, cunosc pe toți cei care constituie, ca să spun așa, nucleul de bază al Pro-România, și lucrul ăsta a reprezentat pentru mine un criteriu. În al doilea rând, sigur că 20 de ani m-am identificat cu o politică social-democrată și consider că astăzi alternativa corectă la Partidul Social-Democrat este Pro-România. Deci am venit alături de oameni pe care îi cunosc și de oameni care promovează același tip de politici pe care le împărtășesc și eu. Avem o misiune grea. Construcția unui partid politic nou nu se face ușor. Sunt însă optimist pentru că am primit foarte multe încurajări de la oamenii care au fost alături de noi de 20 de ani încoace. Vorbesc aici de oameni simpli care au votat Stânga Românească. Vorbesc de primar, de consilier local, de consilier județeni. Și sunt convins că vom putea să dăm țării, după o muncă susținută, la alegerile și aceste europarlamentare, dar mai ales anul viitor, un partid social-democrat modern, european, progresist, deschis la ceea ce înseamnă provocările lumii contemporane. Misiunea mea va fi, în primul rând, sigur, să mă ocup de realizarea unei echipe puternice la nivel național, dar în mod special mă va preocupa situația de la Dâmbovița, unde vreau să construiesc o organizație de frunte, dacă se poate chiar prima din Pro-România. Este un obiectiv ambițios. Noi ne bucurăm. Un obiectiv ambițios pe care vreau să-l punem în practică. În al doilea rând, cred că cunoașteți că am înființat la Senat un grup parlamentar, Unirea. Este un grup format din 7 membri care vin din partide politice diferite, PSD, PNL, PNP. Sper să avem un răspuns de la Comisia de Regulament a Senatului la începutul sesiunii parlamentare. Sigur că nu mă aștept la un răspuns care să răspundă așteptărilor noastre, dar sper eu să mergem apoi la Curtea Constituțională și să ne câștigăm dreptul de a ne putea exprima în Parlamentul României. Acest grup parlamentar Unirea nu a fost construit pe criterii, să spunem, ideologice, politice, ci a fost construit pe nevoia prevăzută de regulament, aceea de a avea un grup care să aibă timp alocați, care să poată participa la procesul de luare a deciziilor în birou permanent, în comisiile permanente ale Senatului. Astăzi, sigur, sunt singurul senator care a venit în Pro-România, dar și eu sunt convins că în perioada următoare, colegii mei cu care am discutat despre neîmplinirile din Partidul Social Democrat se vor alătura demersului nostru. Vă mulțumesc și în măsura în care considerați că sunt utile răspunsuri la întrebări, vă stau la dispoziție. Gata că vorbim noi prea mult după aia și orice întrebări aveți pentru Nicu, Daniel, pentru mine și, sigur, gazdele noastre, dar v-am zis pe ei, aveți aici zi de zi.
Dacă aveți orice fel de întrebare la care să vă răspund. Vă rog, vă ascult. Să trag microfoanele, da? Mai spre mine? Ok, vă ascult. Bugetul 2019 e un real necaz pentru foarte mulți primari. Cu care am stat de vorbă? Pentru toți. Au zis așa. Ne ceartă chiar la un mod mai dur, ne bat cetățenii. Nu putem să implementăm sau chiar să derulăm proiectele care le avem. Ce ne face? Bun. Legea prevede faptul că proiectul de buget pe anul următor trebuie depus până la 15 noiembrie. În acest moment, de două luni, Guvernul României și Ministrul de Finanțe, primul ministru, se află într-o încălcare a legii. 1. Punctul 1. 2. De ce au încălcat legea? Ca să explicăm oamenilor că poate, nu știu, poate n-au știut să facă bugetul sau le-a fost lene. Nu. Problema este că au mințit asupra cifrelor și nu s-au mai închis cu banii și cu deficitul. Iar, ați văzut, l-au dat afară pe șeful de la ANAF, au adus o domnișoară, tot încearcă, au dat acea ordonanță, au spus tot timpul că au bani. Și în final au dat ordonanță prin care au introdus 6 taxe. Noi au spus că au bani de pensii și au înghețat pensiile. Deci asta a fost, de fapt, problema. Noi am tot avertizat, credeți-mă că am învățat în toate guvernele în care am fost, să mă uit pe cifre, nu sunt așa interesante pentru oameni, dar pentru mine sunt foarte interesante. Și le-am spus din septembrie, octombrie, vedeți că nu aveți bani, vedeți că e un caritas voi ceea ce faceți, tot adunați, tot promiteți și la un moment dat o să cadă tot. Deci de două luni jumate sunt în ilegalitate, bani nu au și orice fac, nu au cum să se închidă decât în situația în care falsifică datele. Dar datele le falsifici cum le-a falsificat și Grecia. După un timp se află și e și mai rău. Al treilea lucru. De ce nu fac bugetul? Azi s-a întâmplat a doua oară ceva ce nu s-a mai întâmplat din 2010 în România. Deci de 8 ani de zile nu s-a mai întâmplat. Ministerul de Finanțe a emis niște titluri de stat să se împrumute de bani și n-au venit bănci sau alții să cumpere. Deci nu au vrut să le dea bani. Dacă o țină ritmul ăsta, nu o să aibă bani de salarii și de funcționare. Ce e foarte rău? Unu. Nimeni nu știe, de fapt, ce bani vom avea în 2019 și un an important. Doi. Păi tocmai neclaritatea asta produce o tensiune între cetățeni și primari. Acum vă spun. Doi. Conform legii, nicio autoritate locală nu își poate aproba bugetul în lipsa bugetului național. Deci toată lumea stă. Consilii județene, primării. Al treilea lucru. Nu se mai desfășoară, după ordonanța din 114 din 30 decembrie, nu se mai desfășoară niciun fel de licitații pentru programe finanțate din fonduri europene. Au blocat licitațiile. Ei zic 45 de zile, să vedem dacă sunt 45 de zile. Slavă Domnule, ce mai aveați proiecte mari, sunt deja licitate în Bacău, dar altele noi nu se pot licita. Al patrulea lucru. Dacă nu se închid în continuare cu cifrele și nu găsesc pe cineva, în afară de Teodorović, dispus să semneze în fals, probabil că vor pune noi taxe. Și al cincelea lucru, și ăsta e cel mai rău, dacă anul ăsta 2018, care s-a încheiat și ne-au zis în fiecare zi, ne uitam la televizor, cum ne mințeau, avem bani, nu avem nicio problemă, toți care ziceți că nu avem bani, mințiți, securiști, statul paralel, nu știu ce, s-a dovedit că nu aveau. Păi ce încredere aveți că în 2019 au bani? Practic, asta e marea problemă. În fiecare lună, nu în fiecare an, precizez acest lucru, în fiecare lună, prin balanța comercială, în sensul că importăm mai mult decât exportăm, pleacă din România 1 miliard de euro. Păi nu pot nici românii din străinătate să trimită 1 miliard de euro acasă. Nu vedeți, nici statul nu se mai poate împrumuta. Și ce e cel mai rău cu acel 1 miliard de euro? Este că, de fapt, noi sprijinim economia din Turcia, din Polonia, din Ungaria, din alte țări, în loc să o sprijinim pe a noastră. Vă dau un singur exemplu, știu de la Daniel, faimosul program cu merele în școală, merele sunt din Polonia și merele românești se strică și oamenii n-au unde să le vândă. Asta e marea problemă cu bugetul. După cum ați văzut, ne-au zis că îl trimit în 15 noiembrie, după aia au zis că în decembrie, după aia au zis că în ianuarie,
se termină și luna ianuarie. Probabil că dacă domnul Dragnea cu domnul Vulcov au fost în vacanță, nu avem la guvern, nu avem marionete, nu avem miniștri. Acum înțeleg că s-au întors Dragnea și cu Vulcov din vacanță. Poate o să facă bugetul. Marea problemă este că eu vă spun că eu vorbesc în continuare cu oameni din ANAF, din Ministerul de Finanțe. Vă dați seama, am lucrat atâția ani, tot la mine se plâng. Nu au bani. Vor falsifica niște date, le vor umfla veniturile. Au scos timp de, cred că din 2003 sau 2004, era o prevedere legală care spunea așa: primul ministru și ministrul de finanțe semnează pe proiectul de buget că și asumă că datele sunt reale. Eu am semnat timp de 4 ani, 4 bugete, am semnat. Acum au scos-o să nu mai răspundă dacă datele nu sunt reale. Dumneavoastră ce înțelegeți din chestia asta? Dacă s-au preocupat să scoată prevederea, înseamnă că nu vor să trimită, sau știu ei cum vor trimite. Toate aceste costuri vor fi plătite de oameni și mie cel mai tare mi-este teamă că o să trăim din nou anul 2010. Vă aduceți aminte, nu e așa mult timp, în 2009 erau alegeri prezidențiale în România, nu? Și domnul Băsescu și domnul Joană ziceau, nu e nicio criză, e totul bine. Eu eram în Parlament, nu mai știu, cred că și Nicu era în Parlament. Și Sorin poate, am votat să dublăm salariile la profesori. După care, după ce s-a terminat campania electorală, a venit anul 2010 și am luat 20 de miliarde pe care de-abia le-am plătit împrumut. S-au tăiat salarii, pensii, a crescut TVA-ul, s-au oprit investițiile. Mie mi se pare că în 2019 acum, domnul Iohannis candidează și nu o să zic el că e rău. Domnul Dragnea candidează și el la prezidențiale și o să ne spună că e lapte și miere. Și vine 2020 și o să trăim ca în momentul din 2010 când se termină, știți cum, se termină petrecerea și vine nota de plată. Asta e un lucru foarte rău și noi cei de la Pro România, cu experiența pe care am acumulat-o, vrem să spunem oamenilor adevărul și să încercăm să îndreptăm pe cât posibil ce se poate îndrepta. Am dat un răspuns mai lung, dar era totuși o chestiune extrem, dar, extrem de importantă. Dar un aspect, răspunsul dumneavoastră lung și cam era acoperit toate planurile. Dezamăgirea primarilor de buget, de neaprobarea bugetului, credeți că să va... efectul va fi îndreptarea lor spre Pro-România? Haideți să stabilim un lucru. Eu peste tot pe unde am mers în țară, mă văd cu primarii. Și primarii PSD și primari PNL. Vă dați seama, cei de la PSD mi-au fost colegi. Am făcut campanie pentru ei de 3-4 ori. Cei de la PNL au văzut un lucru. Cât am fost prim-ministru, le-am dat bani ca și celor de la PSD. Nu i-am discriminat vreodată. Ce să vă spun? Și la Cluj, că era domnul Bocu, care mă luptase în politic. Domnul, nu mă interesează că e de la PNL. Cât am fost prim-ministru, am ajutat toți primarii care și-au făcut treaba. După cum știți, conform legii, niciun primar nu poate să plece din partid pentru că își pierde mandatul. Și eu, interesul meu este ca fiecare primar să-și facă treaba mai departe. Chiar în condiții dificile, uite, cum e doamna Firea la București, care, sigur, acum i-au pus consilierii în cap, nu o să se mai întâmple nimic la București. În alte zone, și aici, chiar la municipiul, la Bacău, știu că aveți o situație destul de complicată cu majoritatea în Consiliul Local. Deci, ce porteți alege cu 6 luni înainte de a... Da, ce vreau să spun. Ce cred că trebuie noi să schimbăm, să revenim la o situație care mergea bine și care s-a stricat acum. Cât mai multă descentralizare și cât mai multe decizii luate pe plan local. Pentru că vă spuneam că vorbesc cu toți primarii. Pe toți îmi spun, dom'le, mâine mă duc la București cu un teanc de dosare să mă duc la ministerul nu știu care, la ministerul nu știu care. Deci primarii au fost transformați cu bună știință și cu dorință politică. Au fost transformați așa niște cercetători care trebuie să ducă tot timpul la minister să le semneze ceva. De ce? Pentru că în felul ăsta exerciți politic puterea asupra lor. Le și spui, fii atent, nu-ți dau bani la PNDL, nu-ți dau cofinanțare la fonduri europene, nu-ți aprob nu știu ce investiție, dacă nu treci la PSD sau dacă nu mi-aduci mie voturi lui Dragnea. Și cred că ăsta e un sistem pe care trebuie să-l schimbăm, pentru că primarii României au ajuns să fie tratați de către, nici măcar de miniștri, de secretarii de stat. Știți, la Ministerul Dezvoltării Regionale, nici nu contează cine e ministru acolo, secretarii de stat sunt de la Telorman. Și la ei te duci când ești primar, te duci degeaba la ministru, te duci la secretarii de stat de la Telorman, că ei dau bani sau ei îți refuză proiectele.
Ori asta e o schimbare importantă pe care trebuie să o facem. Acum pot doar să-i rog pe primari. Uite, vă dau un exemplu ca să nu vorbesc de Bacău, dar poate înțelegeți dumneavoastră. Am fost împreună cu Nicu și cu Daniel la Baia Mare. Acolo e un primar independent, nu? Și a zis, domnule, mie, eu cred că dintre toți oamenii români de la Bruxelles, cel mai mult pentru Baia Mare și Maramureș face Corina Crețu. Deci, dacă Corina Crețu a fost cel mai bun ambasador al României, puteți să spuneți oamenilor să o voteze. Eu sper că și la Bacău, cred că sunt mulți oameni, nu doar în municipiu, și în județul Bacău, care consideră că eu mi-am făcut datoria față de ei ca prim-ministru, care consideră că niște candidați sau o listă pe care se află și comisarul european, Corina Crețu, o listă bună, și indiferent de partid, eu vreau să voteze omul și eu sunt convins că la Pro-România o să avem cei mai buni oameni pe listă. Domnul președinte, la Bacău, la organizația județeană, aveți deja un președinte propus, dar la cea municipală? Da, stați un pic să stabilim un lucru. Noi am luat o decizie la nivel național. Alegeri, așa cum se fac la partide cu președinte, vicepreședinte, să facem după 26 mai, pentru că până atunci, cum să vă spun, avem doar dorință, dar nu avem și un rezultat. Pe 26 mai o să vedem. Eu nu mă aștept pe 26 mai, așa deodată Pro-România să ia 50%. Dar mă aștept să atunci să ne dăm seama unde stăm mai bine, unde stăm mai prost, unde ne-am organizat bine, unde ne-am organizat mai rău. Până atunci avem coordonatori județeni, coordonatori municipali, oameni care se implică. Uite, dacă odată cu venirea lui Adrian Suțuianu, dar e și Nelu Măcioalcă de la Caraș, sunt oameni care vin din organizații și care au fost lideri județeni de organizații politice. Faptul că fiecare încearcă să organizeze cât mai bine, să aibă cât mai mulți oameni, asta e momentul cel mai bun. Eu am încredere în cei care au venit alături de noi. Știți, un mare avantaj. L-am trăit în toată activitatea mea politică. Când ești la putere, toată lumea vrea să vină la tine, nu? Bine, că e, până la urmă, e normal. Vrei să fii la putere, vrei să poate obții o funcție. Cine vine acum la Pro-România, vine realmente din încredere în proiectul nostru. Nu, că nu avem ce să oferim mare avantaje. Dimpotrivă, ai de suferit uneori în anumite zone, pentru că te trezești cu controle, cu dat afară, amenințări. Deci, la Bacău, este echipa care s-a apucat de coordonare. După 26 mai sper să aibă un rezultat foarte bun și atunci cu siguranță se vor alege toate structurile. Dar nu avem nicăieri în țară altceva. Vă spun sincer, nici la nivel național n-aș fi vrut să ținem acel congres, dar legea ne-a obligat să ținem un congres, să avem înscris la tribunal nou statut, să avem un drept de semnătură și niște structuri. Altfel, eu cred că după 26 mai era momentul corect să vezi cine e cel mai bun. Însă, la nivel județean, așa vom proceda. Știu obiectivul aici, îl știți foarte bine, da? Să avem membri în toate secțiile de vot. Legea ne permite acest lucru. Legea privind alegerile pentru Parlamentul European prevede că au membri în secțiile de vot acele partide care au reprezentanți în Parlamentul European. Și noi avem. Deci, acum trebuie să și avem efectiv oamenii. Cred că numai pe municipiu sunt vreo 140 de secții, nu? Da. Pe județ, cu siguranță, sunt 500. 500 ori cel puțin 2 oameni în fiecare secție, 1000 de oameni. Nu e ușor când ești în opoziție, nu avem resurse. Ați văzut partidele din Parlament au bani de nu poți să-i cheltuie. PSD-ul a primit în luna ianuarie 7 milioane și jumătate de lei, da? 1 milion și jumătate de euro. PNL-ul a primit 1 milion de euro. USR vreo 700 de mii de euro. Cu banii aia să tot faci politică, ca să zic așa. Cea mai bună afacere din România e să ai un partid parlamentar, că 1 milion și jumătate de euro de la stat, cine mai primește? Nimeni, nu? Mai știți pe cineva? Eu nu mai știu. Deci, da. Tot după 26 mai, o să vedeți și candidatul la primăria Bacău și cel pentru listele europarlamentare, da? Sincer, pentru alegerile locale,
o să ne pregătim în această toamnă pentru alegerile locale. E un pic de vreme și n-aș fi serios dacă v-aș spune că gata, avem. Dar, pe de altă parte, putem să susținem oricine are proiecte bune pentru municipiu și pentru județ. Ultima întrebare. Vă rog, câte doriți. Sistemul privat din România este o parte importantă a țării. Este o pepinieră de locuri de muncă, totuși. Ce viziune aveți asupra faptului că angajatorul nu se poate dezvolta, din contra, el falimentează, intră în suspendarea firmei? Crezi că pot fi dezvoltate proiecte în așa fel încât în România angajatorii să rămână nu la nivel de supraviețuire, ci la dezvoltare și de producerea către profit, dezvoltare, bineînțeles, cum am spus, dar a locurilor de muncă, să le nască pentru populație? Sunt convins de acest lucru, mă bazez pe cifre și pe date oficiale și pe ceea ce spune mediul de afaceri, că după 2013-14, în special odată cu acel cod fiscal din 2015, firmele românești au creat locuri de muncă, au mărit salariile, au plătit impozite și taxe mult mai mari. Să fim serioși, 2017-18, de fapt, se trăiește din ce s-a făcut atunci. În același timp, aceste lucruri bune se distrug prin schimbarea frecventă a legislației fiscale. Firmele nu vor nimic altceva decât stabilitate. Să știe clar, la anul, peste 2 ani, peste 3 ani, ce taxe plătesc. În momentul în care în fiecare an le introduci noi taxe, le schimbi, e o nebunie. În al doilea rând, ce este iarăși foarte important, partea de forță de muncă. Nu mai există în acest moment suficientă forță de muncă pentru zona privată din două motive. În continuare, oamenii pleacă în străinătate pentru că nu li se asigură în România condițiile pe care le așteaptă. Și în al doilea rând, foarte rău, acum toată lumea vrea să lucreze la stat. Atât de mult au crescut salariile la stat fără să crească și așteptările. Că e bine să crească salariile, eu sunt de părere că e foarte bine. Dar le și ceri. Dom'le, vă plătim mai bine, munciți mai bine. Sau mai repede, sau mai... Acum toată lumea vrea să lucreze la stat. Salariul e mai mare, munca e mai puțină, siguranță, zile libere, nici nu mai știu dacă avem zile lucrătoare în România, că restul cam toate sunt zile libere. Și atunci povara se duce din ce în ce mai tare pe zona privată. Eu vă spuneam mai devreme că sunt un social-democrat modern, care înțeleg că dacă nu merge viața privată, pe economia privată, cea care plătește taxe, impozite, n-ai din ce să ții partea socială. Și cred că toate lucrurile bune pe care le-am făcut în 2013, 14, 15, reducerea TVA-ului, contribuțiile de asigurări sociale, impozitul pe profitul reinvestit, dividende, ușor, ușor se distrug și că de asta nu mai au bani la buget, pentru că aruncă banii pe alte lucruri. Mă întreabă totdeauna lumea, presa, dom'le, care ar fi prima măsură pe care ar face-o pro-România dacă am fi la guvernare? Primul lucru, am revenit la codul fiscal din 2015 și am zis că timp de 4 ani nu mai modifică nimeni. Cu nimic. Nu știu, poate nu e perfect, că nu există perfecțiune, dar măcar asigur 4 ani stabilitate firmelor private și vă asigur că asta și-ar dori cel mai tare. Stabilitate. Altfel să tot schimbi în fie... S-a dat ordonanța în decembrie cu 114. Am văzut acum în ianuarie au pe agenda de lucru o altă ordonanță. Măsuri fiscal-bugetare. Cine mai e în stare să mai aplice tot ce trece prin mintea domnului Vâlcov și a domnului Todorovici? Și atunci crește evaziunea fiscală, crește munca la negru, crește numărul de falimente, de companii în faliment și în insolvență și migrarea în străinătate. Aici mai vreau să spun un lucru. Problema forței de muncă nu există doar în România, există și în țările occidentale. Dar acolo ei și-o rezolvă luând români, bulgari, unguri, cehi sau migranți din alte părți ale lumii. România are o șansă uriașă. Noi dacă am organiza condiții pentru ca românii care sunt plecați în Europa să se întoarcă, sunt convins că s-ar întoarce. Adică am avea deja o forță de muncă școlită, calificată în Occident, oamenii s-ar întoarce aici. Nu mai am datele oficiale, dar în județul Bacău cred că nu exagerez dacă spun că un sfert din forța de muncă e plecată, nu? Din, poate chiar mai mult. Vaslui, nu mai zic, sau Iași, sau în special zona Moldovei.
Vreau să spun un lucru apropo de asta de Bacău. Eu n-am înțeles, nu vreau nici să laud, nici să critic. Ideea ca Moldova și Bacău să aibă un ministru al transporturilor a fost o idee foarte bună. Nu există nicio regiune din țară care să aibă nevoie mai mare de infrastructură. Am văzut că l-au dat afară pe domnul ministru de aici din Bacău și până la urmă pun tot de lângă București. Și de altfel, ministrul educației era de la Suceava, l-au dat afară, nu? Ministrul transporturilor era de la Bacău, l-au dat afară. Ministrul comunicațiilor era de la Iași, l-au dat afară. Și mă gândeam cu ce a supărat Moldova, l-a supărat pe Dragnea, de-i dă pe toți din Moldova afară. Bine, a rămas cu inegalabilul domn Toader Tudorel, reprezentantul modern al lui Ion Creangă la București. Chiar și Pandrușca. Da, și Pandrușca de la Neamț. Uite că multase Pandrușca, prietenul, între ghilimele, al lui Adrian. Deci patru ministri din Moldova i-a dat Dragnea pe toți și mă întreb de ce i-a supărat Dragnea pe Moldova, de i-a dat pe toți patru ministri afară. N-am răspuns la întrebarea asta, dar cum îi așează el acolo în sac, știți, și amestecă pe ministrii ăștia, oricum nici portarii nu mai cunosc pe ministri, nici mai știu pe cine să salute, că toți sunt ministri. Stau o lună, pleacă, îi dă afară, iar îi pune, îl ia dintr-un loc, îl pune în altul. Cel de la comunicație cred că a mai fost pe la vreo două ministere, nu? Nu, nou. Alex, nu? Da, a fost la IMM-uri. N-a mai fost la două ministere. Da. Cel nou, da. Cel pe care l-a pus în locul celui din Iași, nu? Deci e o nebunie, așa n-are cum să funcționeze un guvern în felul ăsta. Sigur, mai schimb cât un ministru că nu ai ce face. Dar de ce i-a dat pe toți patru din Moldova afară? Nu știu. Dar uite, în Moldova ne pregătim noi pro-România să reprezentăm oamenii dacă lui Dragnea nu-i mai plac cei din Moldova. Vă rog. Gata? Îmi face semn secretarul general că avem treabă. Mie îmi place să stau de vorbă cu presa. Mulțumesc încă o dată. Scuze de întârziere. Data viitoare ne organizăm mai bine. Mulțumim și seara bună. Avem o sarcină uriașă pentru că trebuie să compensăm ceea ce partidul nu are acum. Dacă partidul are o imagine foarte bună dată de premierul Ponta și de guvernarea pe care a condus-o, de Nicu Băniciu și Daniel Constantin, de ceilalți 6-7 foști miniștri care, iată, din respect și apreciere, au venit în Pro-România și sunt alături de noi, același lucru trebuie să-l facem și noi, care nu suntem mulțumiți de actuala guvernare și eu vă spun că relația mea cu conducerea PSD-ului a fost compromisă definitiv, pentru că am înțeles că fiind la al cincilea mandat de parlamentar, nu pot să...